Lovituri de teatru. Președintele CNCD, vot împotriva sancționării președintelui Iohannis. Cum explic? Lovituri de teatru privind sancționarea președintelui Klaus Iohannis de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu 2000 de lei pentru folosirea termenului de penal în cadrul unei conferințe de presă. Presubliniere dintele CNCD, Xaba Astalos, a declarat pentru Digi24 ce a votat împotriva sancționării subliniere-F-ului de stat pentru folosirea termenului penal, în cadrul unei conferințe de presă. Din punctul meu de vedere, luând în considerare jurisprudența privind drepturile omului sublinierei contextul sublinierei persoanele fac de care s-a făcut declarația, această exprimare se încadrează în limitele libertății de exprimare. Persoanele fac de care s-a făcut declarația nu fac parte dintr-un grup vulnerabil, ci sunt politicieni, iar drepturile omului spun ce politicienii trebuie să aibă o toleranță mai mare la critici, a declarat Xaba Astalos. Amintim ce administrația prezidențială a anuncat ce va contesta sancțiunea de 2000 de lei aplicat de CNCD pe motiv ce aceasta ar fi fost aplicat pe criterii politice. 5 din cei 9 membri ai CNCD au votat pentru sancționarea lui Iohannis.